această zonă a Bucureștiului vechi se petrece acțiunea romanului meu The Book of Perilous Dishes. Aici undeva trăia un bucătar care gătea lucruri spectaculoase, mâncăruri magice și el are ghinionul să se întâlnească cu o fată de 15 ani, Pâtca. Povestea asta am găsit-o într-un vechi manuscris, nu departe de aici, la Biblioteca Națională, la Arhivele Naționale, și am început să mă gândesc la ea, să mă obsedeze, să-mi imaginez ce gătea acel bucătar. Și așa a luat naștere romanul meu, The Book of Perilous Dishes. Acțiunea romanului se petrece la 1798, adică în plină epocă de revoluții. Napoleon a intrat în Egipt, iar în țările române sunt arestați diplomații și vânduți, făcuți sclavi. Imperiul Otoman se extinde, este perioada în care domnii se schimbă foarte des. Din toată această perioadă istorică a rămas un document, un manuscris vechi, despre un bucătar sclav. El era sclav și gătea dumnezeiește, făcea mâncăruri vrăjite, care au schimbat viața Bucureștiului din acel an, un an de groază, 1798. Pe lângă faptele istorice, apar lucruri inexplicabile, vrăjitori, un rețetar medieval și mai cu seamă o mică vrăjitoare în vârstă de 15 ani. Acestea sunt elementele care m-au dus către povestea din The Book of Perilous Dishes. Puteți comanda cartea The Book of Perilous Dishes de pe Amazon.